Salut, eu sunt Marius și bine ați venit la un nou clip. O să joc un pic FIFA 2007 din nou, online, in game ranger. Sper ca tura aceasta să mă aud ceva mai bine. Deja Chelsea are un corner. Încearcă gol din corner. Balak, Robben, Petrin Dâncareu. A fost deposedat. Este din nou corner. Robben. Din nou aceeași fază. Mingea ajunge la Ibrahimovic. S-a complicat acolo. Putea să paseze. Drogba încearcă schema, dar nu îi iese. Drogba greșește acolo și apără Toldo. Noroc, a avut noroc. Crespo cred că a vrut să șuteze acolo, dar a fost deposedat. Pătrunde ușor în careu. Chelsea, dar nu rezolvă nimic. Toldo în față. Figo, Ibrahimovic. Circuitul pătrundere în care eu. Șevcenco. Șevcenco. Șut. Apără Toldo. Nu se apără foarte bine Interul. Trebuie să își găsească o altă formație, da. S-a ce spuneam, gol, Joe Cole. Acum... a greșit foarte mult Interul. Însă mai e timp, Crespo. Crespo, cu centrare, împinde cu ușurin să facă ce. Încearcă un șut printre. Toldo degajează, mingea ajunge la Adriano. Pierde foarte repede posesia balonului cei de la Inter. Corner, Lampard. A încercat să obțină un gol direct din corner, însă nu s-a întâmplat. Mingea. Se joacă foarte repede, nici n-am timp să comentez. Ibrahimovic, șut. Din nou încearcă un șut printre. Maxwell. Balak. Lampard. Mingea vrea să ajungă la Șevcenco, este out. Zanetti, Figo, mingea tot la Figo rămâne, Ibrahimovic, este faultat și ar putea să înscrie din această fază. Interul, mingea lovește zidul și va fi corner. Figo se gândește ce să facă la această fază. Probabil o să trimită în careu. Așa a făcut. Însă nu a fost prea primițătoare faza. Maxwell în careu. Bară și apără ce. Scorul rămâne în continuare 1-0.
a greșit acolo pasa. Michael, Adriano, șut și prinde acel șut. Ce? Din nou corner. Crespo cearcă și el un șut. Pogba a încercat și el un șut, însă mingea a trecut peste poartă. Greșeală acolo a lui Maxwell. Ibrahimovic. Șevcenko din nou la balon. Crespo a încercat o pasă până la Adriano, însă nu a reușit. Se încearcă șuturi de la distanță pentru a-l păcăli pe Toldo, însă nu prea îi reușește lui Chelsea nimic. Într-un moment, foarte bună fază. Adriano, greșeală, gol! Egalează Interul prin Adriano, greșeală de portar. Scorul este 1-1. Wright Phillips, pe flanc. Wright Phillips nu pasează. Însă este deposedat de Stankovic și va fi corner. Din nou nu se apără foarte bine Interul, care a scăpat. Toldo în față. Mingea revine la Inter. Adriano se cam complică. A dat un gol și probabil vrea să mă înscrie. Crespo șutează și el. Mingea ajunge din nou la Chelsea prin Wright Phillips. Din nou obține corner. Putea să centreze acolo. A fost gol! Da! Nu înțeleg faza, dar a fost gol. Faltat acolo Adriano. Și el este cel care va executa lovitura liberă indirectă. Să vedem dacă poate să o trimite în careu. Adriano! Frumos! Frumos, până la Ibrahimovic, care înscrie. Minutul 45. Cine ar fi crezut? Scorul este 2-2. Wright Phillips. Din nou, pe același flanc, se este deposedat. Adriano. Pasează. Ibrahimovic. A încercat un șut. S-a fost repede blocat. Se termină prima repriză. A început a doua repriză, scorul este 2-2. Șevcenko. Deposedat. Ibrahimovic. Adriano. Continuă. Șut. Dezamăgitor. Mingea se duce în tribune, ce păcat! Crespo. Greșește acolo din nou. Adriano. Setează din nou.
Oh, ce fază putea să fie un gol frumos acolo, milimetri pe lângă poartă. Joe Cole. Șefcenco pe flanc. Nu înțeleg de ce nu centrează. Din nou a fost deposedat acolo. Citează pe lângă poartă. Și va fi al de poartă. Acoba pierde balonul. Erau doi jucători acolo. Minutul 54, scorul este în continuare 2-2. Crespo. Oh, ce a încercat acolo. Șefcenco. Nu prea a jucat nimic Șefcenco. Poate acum. Right, Felix. În sfârșit centrează, să nu i-a ieșit nimic. Crespo. Figo se prelungește, șutează. Însă ce reține cu ușurință acest balon. Maxwell. Șefcenco a vrut să șuteze. Recoba. A fost un fault. Da. Maxwell în față. Mingea rămâne la Inter. Adriano. Centrează. Și putea să fie o greșeală acolo. Da. S-a jucat un gol portarul. Lampard. Probabil o să șuteze și nu obține nimic. Drogba. Până la Șefcenco. Șefcenco din nou deposedat. Ibrahimović. Recoba. Adriano. Adriano șutează pe lângă poartă. S-a cam stins fazele meciului. Vedem ce va face Toldo. Ușor până la Maicon, Stankovic. Până la Crespo. Crespo șutează. Oh, pe lângă poartă, milimetri. Așteaptă ce? Probabil trage de timp. Greșeală acolo. Adriano. Tratează. Nu știu ce a încercat acolo. Putea foarte ușor să îl pedepsească pe ce. N-a făcut-o. Mingea din nou la Chelsea prin Joe Cole care șutează. Deci meciul acesta a fost șut, șut. Pentru moment, frumoasă fază. Adriano șutează. Reține ce? Incredibil, Joe Cole. Bala. Lampard pierde.
Din nou Adriano. De posedat și el. Lampard. Șut. Bară. A scăpat Interul. Doi, doi scor în continuare. Mingea. Da. Vreau să zic că mingea este tot la Chelsea, însă în sfârșit a înscris Shevchenko și scorul este 3-2 pentru Chelsea. Ibrahimovic. Oh! Un șut care mai bine nu șuta acolo Ibrahimovic. A făcut o greșeală. Ficat din nou un șut cu Joe Cole. Va fi corner. Puțin timp mai are Interul. Să vedem ce o să facă. Încercat un gol din corner. Tolbo. Recoba. Ibrahimovic. Nu știu ce a încercat acolo. O centrare, greșeală. Crespo. A pierdut balonul de asemenea și el. Oh. A șutat Shevchenko, dar mai bine nu mai șuta. Recoba. Crespo. Da. Încearcă măcar un gol să mai obțină. Ce? Crespo. Oooo! Reușește în cele din urmă! Crespo! După atâtea încercări, în cele din urmă îl găsește ieșit pe cec și marchează de la distanță. Scorul este 3-3. Incredibil, cine ar fi crezut că Interul își revine? Ibrahimovic. Se termină și a doua repriză și intrăm în extra time. Adriano. Șutează. Mingea este respinsă de Cech, dar lovește bara și revine la Cech. Ce? Pe jos din nou? Greșeală acolo în careul lui Chelsea. Însă mingea revine la ce? Și o degajează Wright Phillips. Lampard. Chutează. Toldo a fost pe fază. Toldo în față. Adriano. Pierde balonul. Recâștigă. Frumos dribling. Pe flanc. Pătrunde în careu. Nu. Va fi corner. Se pare că nu. E așa, am văzut. În final. Alun, nou intrat. A încercat și el acolo ceva. Ibrahimovic. A încercat prea multe șuturi pe poartă. Mai bine ar pătrunde în careu și ar încerca norocul. Calu. Shevchenko. Nu prea a fost un pericol în acest meci Shevchenko. Maxwell, Figo,
Ego. S-a complicat acolo, a vrut să facă faza de unul singur și a pierdut mingea. Să vedem acum această fază. Ibrahimović și-a prelungit mingea acolo. Mare greșeală. Șevcenco șutează lângă poartă. Minutul 105. Probabil ultima fază din această repriză. Cu Șevcenco la balon, care a vrut să șuteze, nu a reușit. Ibrahimović, Adriano pierde posesia balonului. Calu din nou a vrut să șuteze, frumos până la Adriano. Adriano șutează. Va fi un corner incredibil, final al acestei reprize. Stankovic găsește pe Recoba, frumos, bară, și va fi corner din nou. Figo, nu se poate așa ceva, putea să înscrie acolo. S-a terminat prima repriză din extra time. Început a doua. Adriano șutează. Șut blocat. Calu. Interul știe să blocheze înainte ca mingea să fie lansată pe poartă. Adriano. Ce încearcă aici Adriano? Adriano. Frumos! Frumos! Gol! Leg! Adriano, un adevărat star! Nemaipomenit gol! Revedem aici! A făcut varză care lui Chelsea. Frumos! Gol! Arată valoarea acest jucător, Adriano. Să vedem ce... cum răspunde Chelsea prin Șevcenco, care șutează în polbă. Parcă joacă la nervi acum Chelsea. A ținut Inter o lovitură liberă. Probabil va încerca să trimită mingea direct în careu. Trimite până la Ibrahimović. Figo a încercat acolo să trimită mingea în careu și va fi au de poartă. Ce? Șevcenco. Corner. Lampard. Până la Tolbo. Tolbo în față. Până la Adriano. Adriano scapă și trimite în Tolbo. În... ce? Mingea ajunge din nou la Chelsea prin Șevcenco. Pasă până la Joe Cole. Joe Cole de posedat, va fi out în favoarea lui Chelsea. Aruncare greșită, mingea ajunge la Inter. Crespo. Pasă până la Adriano. Adriano. Frumos, până la Ibrahimović. Ibrahimović. Șutează. Mingea cumva este deviată, de ce? Și va fi corner. Minutul 120 și un corner. Adriano. Cordioba! Nu se poate așa ceva! Nu se poate!
Offside. Ce șanse ar mai avea Chelsea? O ultimă fază, probabil. Mingea rămâne la Chelsea prin Essien, care este deposedat și va fi corner. O ultimă ocazie pentru egalare. Nu știu de ce încearcă să șuteze direct pe poartă. Și final de match. Conexiune.